Mărlane, eu te înțeleg. Dar dacă vezi că îți dă cu tifla, de ce nu-ți cauți tu alta, mă? Dar tu de ce nu-ți cauți alta, Chiorete? Ce tu atârni la Dezirica? Eu n-atârn la nicio Dezirica. Și dacă chiar vrei să știi, nici nu mă mai interesează persoana. Alo, da? Imediat. Chiorete, e Dezire, vrea cu tine. Dezire! Ceapă! Păi ce, mă, că nu te mai interesează persoana? Idiotule! Ai văzut, bă, tolomacule, că dragostea apă nu se face, o mai iubești. Nu e vorba despre nicio dragoste, e vorba... La mine e vorba despre rutină, despre obișnuință. Eu m-am învățat cu Dezirica, ce vrei? Mie, Iuliana, nici măcar nu vrea să-mi dea șansa să mă obișnuiesc cu ea. De ce nu mă vrea? De ce? Că nebunesc, că mie să mă dau cu capul de pereți. Păi dă-te, mă, că așa sigur o convingi. Sunt... Bă, ești nebun! A ieșit deja! Dacă aș fi știut de șmecheria asta la emisiunea mea cu cutremurele, rupeam audiențele, frate! A, ce șmecherie? Fiți atenți cum fac unii băieți bani. Cumpără case vechi, da bune, le fac câteva crăpături în pereți și le declară la primărie imobile cu risc seismic ridicat. Mamă, ce tântălăi! Păi ce afacere e asta, bă, că vine aia de la primărie, îți lipesc o bulină roșie și scade prețul, nu mai poți să vinzi casa! Ascultă până la final, fraiere, nu te mai repezi ca porcul la troacă! Odată pusă bulina pe casă, băieții se duc frumușe la primărie și cer fonduri din alea nerambursabile pentru consolidare-reabilitare. Repară crăpăturile făcute tot de ei cu 2 lei și restul de bani îi bagă la buzunar. Restul de bani? Ce mare bani poți să-ți dea statul pentru așa ceva? Între 30 și 50 de mii de euro. Cât? În funcție de mărimea casei. Se dau numai la oraș, gogoașe, degeaba o sun pe măta. Tu ești nebun, nebun? Da. După tine, au. Ia zi, te-am convins? Mărlane, tu m-ai convins pe mine de mult, dar eu n-am timp să te internez. A, deci continuăm cu persiflele și cu miștoane. Bine, atunci o să mă dau din ce în ce mai tare până să-mi împrești creierii pe pereți. Care creieri, Mărlane? O să-i vezi. Mărlane, te agiți degeaba că nu mă impresionezi. Păi cum să te impresionezi, bă, femeie, că nu poți mă dau mai tare în capul de pereți, că e de regim, dă-i dracu, să spargi imediat. Dă-mi așa, dă-mă undeva unde e un perete de beton, că acolo, dacă nu scriu te iubesc cu creierii pe pereți, să nu zici mie. Scârbosule? Exact. Iubitule, mă, Iuliana. Mălane, tu mă ții pe mine din treabă, mă. Auzi, am o idee, dacă vrei betoane, du-te în vilă, că ai acolo destule. Corect. Exact asta mă duc. Mă duc acasă și mă dau cu capul de pereți până crap. Ori ești cu mine într-o barcă, ori s-o mai pe... Cunoștință, nu-mi spune. Pe conștiință, ironico. Ai grijă să nu-i strici pereții lui Gogoașă, că te crapă el înainte să te crăp tu. Se aude, mă? Ori schimba idioții ăștia iar bordiurile, că trebuie să-și ia băiatul patronul limuzina nouă, na? Bă, da, parcă ar ciocăni la noi în zid. Eu să știi că mă duc și mă înfig în ei. Lasă-mă în pace, că și așa te enervezi mai rău. Uite, s-a oprit. Vă zici, bă, ce însemnează autoritatea organului? Doar m-a ridicat așa un pic și... Bine că sunteți acasă, că vreau să fiți martori. În acest moment mă voi da cu capul de perete până când Iuliana va răspunde la sentimente. Non-stop, titrumor. N-avem noi norocul ăsta, mă. Sictir, pișpiriule. Care e perete de beton? Oricare. Ia-i la rând pe toți, că de-abia te așteaptă.
Pupă să nu-ți forța norocul, că la câte capete am dat în zid, unul în gura ta ar fi relaxare. Ah, deci tu bătei matineaurea, mă? Hai, vezi să nu te fază gogoașe, că-i dai dracu pereții, că-i zbori tencuiala, că dracii te ia. Doar pe câmp, te dă la afară, dar nu te vezi. Păi tu de ce crezi că caut peretele care-i de beton? Nu fi așa sigur, că la ce cap vidi ai, s-ar putea să-l dărâm și pe ăla. Au! E tare! Ei, na, capul sau peretele? Eu tocmai vezi, capi, spirică. Păi crezi că... Dracu, ce tare e! Dă bă, și tu, într-un perete de rigim sau ceva, că ăla e mai moale. Nu pot, nu pot, că trebuie să-i demonstrez lui Iulian acum mă sacrific pentru ea, mă. Hai, ești martor, da? Au! 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 Popăză! Dormi? Bă! Încerc! Mi-e milă, da, mă râd pe ăla, mă. Păi bine, ți-ar fi milă de tine, băi. Hai, bă, doar n-ai cum e să ții la cariva și persoana respectivă să nu te mai vreie. Las, bă, chiurete, Iuliana nu l-a vrut niciodată pe Mârlan. Ce-ți bați tu capul acolo? Da, bă, eu făceam referință la mine. Păi n-ai zis că nu te mai interesează persoana... Asta ești tu, e hohaene. Nu e... Mă dădeam eu pește mare la apă mică. Fac eu pe durul, că așa îmi cere fișa postului. Că n-aș da să pot și eu a face gesturi dintr-astea de iubire ca Mârlanul. Hai, mă, pupăză, dormi? Nu. Bă, tu crezi că dacă m-aș da și eu cu capul de pereți pe-n birou pe la Dezirica, crezi că ar vrea să împăca cu mine? Bă, tu ai nebunit! Păi tu-ți dai seama ce-ai face în biroul ăla, că acolo totul este plin de rigis, mă. Tu-ți dai seama că dacă i-ai stricat toată investiția, ar rupe-o cu tine în veci. Tu știi cât costă, mă, tencuiala? Ai dreptate. Au! 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 Nu te împotol, Mârlane, ai, nu te împotol. Nu mă împotolez decât mort, mă. Asta e, să-i zici lui Iuliana. O să-i zic, Mârlane, o să-i zic. Poți să-i zici acum. Moroc. Bine faci, roagă-te să apuc ziua de mâine, mă, că ritmul ăsta nu cred că mai... Că de-aia ziceam să o suni acum. Ca să mă salvezi și pe mine de la moarte. Stai, mă, potolit, mă, că o să te salvezi oarși cum. Că din clipa asta te împotol, că trebuie să te împotol, că mie somn și trebuie adormi și nu eu. Nu pot să mă potolesc, că i-a zis lui Leana că îmi prăști creierii pe pereți. E, dacă nu te potol din vorbă bună, poate te împotol cu asta, mă. Tu nu înțelegi că trebuie să te hodin, să mă lași în pace. Și-ți promit că eu vorbesc dimineață cu Iuliana, mă! Da, vorbești cu ea! Bă, tu știi că mie îmi place vorba, vorbă și porcul fript! Bine, mă, dar... Adică! Vorba, mă, nu vorbeam de porc acu! E un proverb! Hai, pune-ți o compresă la cap și du-te și te culcă și lasă-ne și pe noi să ne hodinim! Da, ai porc, mă! Tu nu ești dreavă, nu? Cu cuile astea ți-i arde a mânca porc la ora asta? Și mă doare căpățâna. Iuliana, Iuliana. Aaaa, mi-a căzut. Aaaa, prost. Unde e? Ui, aaaa, prost. Aaaa, prost. Ce ți-am zis, bă, să te-am potol, mă? Bă, dacă nu înțelegi de vorbă bună, măcar să înțelegi așa, din fapt, da. Acum poți să dormi și tu liniștit, poți să dormim și noi. Te-am zis? Tu unde vii, gogoșarule, alu ăsta? Am făcut puțin sport. Ce tragi de sport faci tu, mă? Aruncarea cu ciocanul pătind de noaptea?
Nu, mă, deșteptule, am alergat. Păi nu știi că dacă vrei să slăbești rapid, trebuie să alergi cu greutăți? He? Am văzut asta într-un film cu Rocky. Rocky, da. Dacă ți-am zis că vorbesc, vorbesc, mârlane. Că organul are cuvânt. Am și chemat-o, Rodoja. Și vine? Vine, tu ce crezi? Tu ai mai pomenit un civil care să refuze organul la o discuție? Frodată, ma? Să rămâi la boierul! Vine, hai, Iuliana! Doamne, mă duc să mă fac frumos, mă fac gigea! Am întâlnire cu Iuliana! Vine, Iuliana! Mă! Ai pupă să te-a lovit trenul de marfă? Bă, tu ai văzut ce crăpătură a făcut idiotul ăla în perete? Care idiot, mă? Idiotul de mărlanu! Hai, vino încoace să vezi! Vino încoace, mă! Ce crăpătură, mă! Vino încoace! Vai, de căful meu! Ia uite, mă! Mamă, cum era? Cu capul, mă? Da, cu ce? Nu ți-am zis că are cap vidia? Dar lasă, că dacă află gogoașă, sigur îl dă afară din casă. Hai, salut! Sărna! De ce m-ați chemat? Șefa, să știți că avem probleme mari cu mărlanu, bre. Și eu am. Spune-ți fiind ceva nou. Da, dar problemele noastre e legate de matale. Din cauza lui matale se întâmplă tot ce se întâmplă. Ia veni să vă arătăm ceva. Haideți, haideți, că e groasă! Vă spui? Da, așa orientativ ați putea să-mi spuneți câți bani pot să primesc pentru consolidare? Nu de alta, dar știți, vila este într-un cartier vechi, istoric, Cotroceni. Domnule Gogoașe, până nu vine evaluatorul, nu putem ști. Da. Și când vine evaluatorul? Vine astăzi? Știți, riscul de seism este imens. Domnul Artenie este ocupat astăzi. Dar nu vrei să-i transmiteți când vine să se grăbească, pentru că sunt vieți în pericol. Sigur, o să-i transmit. Și în casă locuiește și un polițist. Vă dați seama, nu cred că domnul Artenie ar dori să vătămeze un organ al statului. Da, sigur o să-i transmit. Da? Ați notat? Da, am notat. Și voi vreți să cred inepția asta, nu? Mărlanu a făcut-o, dragă! Mm-hmm. Cu capul lui Vidia. Hai că am înțeles. Să vezi tu că nici Gogoașe n-o să ne creză. O să zică că noi am făcut răcrăpătura ca să dăm vina pe mărlanu. Șefa, ideea este că l-ați dat tără peste cap ăsta micu, pe mărlanu. Problema este că el e puțin complet nebun. Da, dar fără acte. Iar mătăluță trebuie să te ocupi să-i faci actele, că altfel noi nu putem să-l internăm, da? Ce? Măi, nu se pune așa problema popă. Ba chiar așa se pune, da? Hai mă, Iuliana, mă, că este interesul tău ca să scap de libidinos. Măi, eu sunt un pic confuză. Nu cumva voi v-ați înțeles să mă înduioșați pe mine, doar lui Achea. Măi, nebunit! Vezi? Vezi, dacă stai în preajma nebunului, se ia drăguță, se ia. Hai să scăpăm de el. Trebuie să ai tu vreun fost coleg de facultate la Balamuc. Care să lucreze acolo, dragă. O să trimit pe cineva astăzi să-l vadă. Și? Ce a zis? A zis că e impresionantă. Pe bune. Orlane, adică organul minte? Nu se trăiți! Deci mă primește! Am fugit! Băi, unde? Băi, unde? Băi, Mărlane! Mărlane, stai mă, că vrea... Gogoașe, să știi că nu ne-am făcut crăpătura, Mărlane, a făcut-o de aia și fugit, jur! Ce crăpătura? Prost ești, mă! Da! Dacă e o crăpătură, se repară. Și ce-i cu asta? Ce, mă, ce vă uitați așa? Doar nu o să apelez acum la fondurile alea de la primărie pentru reparații, nu? Dar dacă totuși, întâmplător, vine cineva de la primărie să constate vreo crăpătură, să mă anunțați.
mă, da, am vorbit. Da. În câteva ore. Da, și vine și cu brancardierii. Că dacă e agresiv, să-l ia. Bine, hai, succes. A venit, iubita. Ce cauți aici? Ai venit să ce? Să-mi dai dovada de iubire pentru care m-ai chemat. Ia, mă, sunt tot al tău. Mărlane, eu știu că la tine boala avansează, dar nu mă gândeam că chiar așa galopant. Hai, dragă, nu mai fi așa timidă, uite. Ca să nu zici că fac eu primul pas. Ce faci, mamă, garule? Ieși afară, mă! Păi stai, că Ciorete mi-a zis că să... Ieși! Ieși, dar să știi că dacă nu mă duc și mă dau cu capul de pereți, până ți iese fițele din cap. Na, sic! Unde-i, mă, nebunul ăla? Mai sună-l, că dacă vine doctorul și nu-l găsește, ce ne facem? Lasă. Ei, lasă, că dacă nu o să regrete ea... Au! Stai mereu, au, Mărlane, că ai crăpat peretele! Vrei să te dea gogoașe afară? Ce a crăpat? Am crăpat pe dracu să mă ia. N-ai crăpat! Ia vino cu aia, seara, ce ai făcut! Vino cu aia, vino cu aia! Uite ce am... Vino cu aia, țar stare aia, dracu! Vino cu aia! Ce am făcut? Ieși, mă, ieși! Ieși, dar ce? Ia, uite-te, mă, vezi ce ai făcut, ia! Ce? Nu e al meu, că am mâncat pepene, nu? Aia sâmbul de caise. Taci! Nu acolo! Hârtie, nu! Pe el sau în crop, nu? Nu acolo! Uite-te la perete! La perete nu-i nici... Au! Crăpăt! Eu? Nu tu! Capul ăsta a făcut-o! Ce mă fac acum? Că cu coașa o să mă dea afară din casă! Da! Eee! Unde-și? Te zic eu ce să faci, băi, fraiere. Continui să te dai cu capul de pereți ca să par nebun. Și după ce scoți certificat, nu are cum să te dea afară din casă, pentru că nu poate să lase un bolnav pe drumuri. Mi-a dat și lacrimile. De unde ai eu, băi, certificatul? De la doctorul pe care l-am chemat noi, mă. Zi mersi că ai... Ia uzi, a și venit. Ai prieteni care să te ajute când ai nevoie, bă. Bună ziua! Bună ziua! Sunt domnul Artenie, evaluatorul trimis de... A, știm de cine poftiți, domnul doctor, vă așteptam, să știți... Inginer, da? Să fim înțeleși. Mă rog, să știți că situația este foarte gravă. Da, mi-am dat seama, am văzut crăpătura. Vă vine să credeți că colegul nostru, virgulă, a făcut-o dând cu capul în zid? Dânsul a făcut crăpătura? Da, eu, bă, am și un cap, ia uite aceea, ia, plăcuță vidia. Interesant. Păi atunci cazul e ca și rezolvat. Mi-am zis eu, mă, că îi pare la ureche. Auziți, dar puteți să ne dați ceva la mână ca să putem să... Sigur că vă dau normal. Auziți, dar ăla nu care cumva e fitanțier dintr-o la damezi? Nu, v-ați prins. Aveți 30 de milioane pentru distrugerea domeniului statului. Căci imobilul în care locuiți este încă proprietatea statului până la achitarea integrală. Și 10 milioane taxă de expertiză nefondată. Și dacă în termen de o lună nu efectuați reparațiile, vă mai dau 30 de milioane. Domn doctor, să-mi dați și mie, că și eu am un copil bolnav. Am un copil bătrân care e bolnav, e cu picioare groapă și cu rouă în spatele casei acel. N-am avut bani să-l duc la nămol, ce să fac? Nu sunt doctor, ce? V-am mai spus, sunt inginer. În cadrul serviciului urbanism la primăria Capitalei, dar ați zis că știți. Doctore, mi-e face impresia că ești mai țăcărit ca mine. Ce vilui are nebunul. Vă fi delit stresul, domnule doctor, că nu e ușor să faci miliarde. Ați sosit. Ce să facem? Traficul? Cine e persoana cu probleme? Eu!
Și mare noroc că mai sunt încă în viață, domnule. Că nu știu în ce se mai ține cu ciopa asta, domnule. Dărăpânătura asta, pe cuvântul meu, la un vânt puțin mai puternic, se poate dărâma pe mine. Norocul că mai sunt în viață. Să știți, de-aia vă și rog, dați-mi bulina aia roșie, s-o pun aici, să o citească toată lumea și eu după aia să mă pot duce la primărie să iau banii ca să pot să o renovesc. Altfel în ea nu mai intru eu, nu mai dorm. Să știți că o să dorm aici, în cort. Nu e nicio problemă, o să dorm la noi, ia-l. La dumneavoastră? Păi de ce? Stai spuneți, unde vreți să mă duceți? Hai domnule, gata, bine, ok, recunosc. Eu am făcut crăpătările, dar să știți că și cu ajutorul lui Mărlanu. Care că... Unde? Vidia, dacă vreți, o repar din bani, din banii mei. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Îți zic? Hai! Hai, bă, țin pista! Hai, merge, hai, vă rog! Ce mă fac? Și acțiuni! Îți zic eu, fraiere, ce să faci? Să nu mai râzi! Așa! Că vine doctorul și crede că ești nebun! Hai. Când te vede râjind așa! E clar, ăsta-i semn, ești nebun! Acțiune!